Bună, sunt Mia. Ia să vedem ce noutăți mai avem. Alex. Alex, pentru că e ultimul băiat intrat în casa Mireasa. A intrat numai pentru Raluca, chiar a spus, și vrea să o cunoască, normal, că dacă de-aia a intrat. Dar, după cum recunoaște și el, zice că s-a cam grăbit. Și eu cred asta. Chiar din prima zi când a venit, a zis că pentru ea a intrat și că ea vrea să o cunoască. Era bine să fi cunoscut și celelalte fete, că mai sunt, care nu au cuplu. Le cunoștea pe toate și după aceea. Și oricum nu o să facă niciun fel de cuplu, doar pentru bani, în vederea premiului. Altfel de cuplu nu văd, pentru că nu se potrivesc deloc. E foarte cicălitoare, e foarte obositoare cu bărbații, nu știu cum are răbdare bietul băiat cu ea, nu știu cum are răbdare. E foarte obositoare. Și mai zice că el vorbește... El așa este, sau poate să preface și el, nu pot să-mi dau seama, ăștia doi sunt o enigmă pentru mine. Și că vorbim de Raluca, i-am văzut în baie, era ea, era Miruna, era Adina, care e vârfitoarea de servici, că dacă tot nu are cuplu, nu are ce să fac, nu are cuplu. Nu are ce să facă altceva decât să vârfească. Nu are ocupație. Erau în baie și vorbeau codificant, zic ele, băteau apropo la Gabriela. Gabriela cere diferite lucruri la cameră, cere la mama ei. Toată lumea cerea. Și eu am cerut. Eu chiar am cerut mâncare. Chiar am cerut mâncare, pentru că se mută duminică și luni până veneau produsele, tot timpul rămâneam fără mâncare și ceream. Ce rău în asta? Ce rău? Ești acolo închis, n-ai nicio posibilitate să mergi. Nu te lasă nimeni să mergi, nici bani n-ai să mergi la cumpărături. Că cere, că am cerut, sau ce zicea Adina, că a cerut mâncare la fete, cereale. Și care e problema ei că a cerut? Toată lumea, să știți, în casa Mireasa, cere la toată lumea. Și eu am cerut și la mine au cerut. E ceva normal, ești la comun. E traiul la comun. Așa se întâmplă. Nu-i ceva neobișnuit. Ele n-au mai stat niciodată, nici în școală, nici în internat, cu alte fete, ca să știe cum e, poate n-au mai stat. În traiul la comun așa e, mai ales că a zis și Gabriela că au avut toate produsele la comun. Le-au avut toate împreună, până să-și facă separat. Iare, separat și eu aveam. Separat n-am fost niciodată cu nimeni, am încercat puțin cu una din fete, n-am mers, pentru că ea își cumpăra alte lucruri care mie nu-mi plăceau. Nu merge. Lucru amestecat, știți. Așa că cel mai bine fiecare să-și facă listă. Dacă doar să înțeleg două, trei persoane, dar să știți că de la lista de cumpărături întotdeauna o să fie probleme. Și la noi a fost și toate sezoanele am văzut. Problemele principale din casa Mireasa, lista de cumpărături și curățenie, ai clar. Și mai ziceau că ea, Gabriela, se victimizează că se rămână în top. Dar eu n-am auzit să victimizeze. Adică dacă povestești ceva despre tine, eu dacă povestești ceva despre mine, ce mi s-a întâmplat, că nu toți ni se întâmplă doar lucruri bune, ceva rău înseamnă că victimizez? Nu. Doar a povestit ceva. Nu. Și nu ia victima săptămânii, e Mireasa săptămânii și mă bucur pentru asta. Și că s-a despărțit de ele, că s-au distanțat Gabriela de ele. Păi ce să vorbească cu ele? Ea e altfel de om. Ea e mai liniștită, e altfel, nu poate să-și adă cu ele să bârfească, că în afară de bârfe și de râs una de alta, altceva nu știu. Nu, chiar le-am văzut. Și Miruna, care poate o să mă înjure susținătorii ei, e urâtă, nu e o fată frumoasă. Nu, majoritatea sunt urâte în sezonul ăsta, nu știu ce. În sezonul nostru n-am avut atâtea urâte, dar în sezonul ăsta sunt aproape toate urâte. Da. Oricum, pe departe, Gabriela e cea mai frumoasă. Și... a început să comenteze Miruna de faza din Turcia, că Gabriela a invitat pe cineva la Iană și ce dacă? Adică nu mai putem vorbi unii cu alții că gata, a invitat și ăla n-a răspuns. Păi n-a răspuns că n-are voie să vorbească cu noi, cu concurenții. Și în sezonul nostru a fost tot la fel. Nu aveau voie să vorbească. Eu puteam să-i întreb. Puteam să-i întreb orice. Câteodată mai răspundeau dacă am întrebat de plită sau am întrebat de aparatul de cafea, că nu știam cum funcționează, da, dar nu din astea. Și să știți că și eu am invitat în Rodos. Și eu am invitat. Foarte mulți am invitat. Și eu am vorbit și cu cameramani, cu toți am vorbit. Care era problema? Ce dacă socializez? Asta nu înseamnă nimica. Și am văzut-o și pe scrifosita asta de Damaris, cum bârfia și ea, iaci că e sfântă. Povesteau că, parcă Adina, Gabriela nu dă nimica
Și doar cere. Și Raluca bătea apropo la plăcintele astea, la lămâie și la... Așa sunt niște chestii foarte, foarte, foarte minore în comparație cu ce e important. Ele n-au venit să se certe pe lămâi, nici să se certe pe mâncare. Au venit să se mărite. Atât. Asta să se axeze. Să-și facă cuplu. Gabriela are. Și un cuplu liniștit. Să vorbim de Sebaidin și de Damaris. Eu nu înțeleg pe fata asta. El e un băiat de nota 10. Și ea trește nivelul mediu, că să nu danseze. El săracul a încercat să o sărute nimic. Speriată. Speriată, foarte speriată de viață. N-am mai văzut așa om. Au câștigat și ei un task sau ce a câștigat, o plimbare pe afară, s-au dus, s-au distrat. Au făcut foarte urât gestul cu paharul cu vin. Parcă ar fi fost ceva scârbos în pahar. Nu se face așa ceva în fața cu un băiat și în fața camerelor și a întregii lumi. Nu știu ce educație a primit, ce fel de părinți are, ce religie o fi aceea. De fapt, nu e religie, sunt sectanți. Nu știu. Au călărit doi cai superbi, foarte frumoși. Dar ea nu o mulțumea absolut nimic. Băiatul încerca. A încercat foarte mult. Multă răbdare o trebuie să aibă în luna asta de când au început cunoașterea. Păi nu mai poate și el, a și spus. Și ce zicea? Ah, dacă vrei, poți să pun cunoaștere, că nu mă interesează. Asta ce înseamnă? Că nu-i pasă de el, că nu-l vrea. Normal. De ce l-ar vrea? Ea vrea acolo cu sectanții ei să cânte cântece de alea religioase, să șadă acolo să se roage. Niciun caz nu o văd pe ea căsătorindu-se la Mireasa și nu știu ce caută la această emisiune. Eu nu știu ce caută. Nu știu. E la mare, foarte mare distanță de lumea reală care este. Și în direct, când a întrebat prezentatoarea Simona, a întrebat care e treaba cu ei, ce se întâmplă, nimeni nu înțelegea nimic, nici ea, nici nimeni. A întrebat-o și pe mama lui, care e o femeie super de treabă, după cum am văzut-o eu. I-a auzit că nu se amestecă, are ea multe de spus, dar nu vrea să supere copilul. Normal, normal, normal. Și băiatul i-a ajuns. Băiatului încă prea mult, prea mult i-a făcut. Prea multe. A spus în direct, pun cunoașterii, să rămânem prieteni în casă. Foarte bine. Trebuia mai de mult făcut asta. Pentru că nu-i o femeie cu care să poți să faci o casă, să faci o familie. Nu, nu, nu e. Zicea Simona să se mai gândească, că e pauză să mai gândească. Nu știu ce au făcut până la urmă. Atâta informație am. Vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul, să dați like, să dați share. La revedere!